Marcu, capitolul 6, începem cu versetul 30. Apostolii s-au adunat la Isus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Isus le-a zis, veniți singur la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, s a văzut mult norod. Și s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele din prejur, ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Isus. Dar ei i-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâine de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâine aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns, cinci și doi pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, cete-cete, pe iarba verde. Și au șezut jos în încete de câte o sută și de câte cincizeci. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit la toți au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Amin. Vă veți ocupa Vă aduc salutul plin de dragoste din partea credincioșilor și a bisericilor din cadrul Uniunii Baptiste din România. Într-o notă personală, vă aduc salutul și al Bisericii Providența, din ceea ce deja cred că știți, m-ați mai auzit spunând din zona frumoasă a capitalei noastre din Feren, Texas, din partea colegilor de slujire a fratelui Oti Bunaciu și a fratelui David Tătar, precum și din partea colegilor profesori și studenților de la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București, precum și a celor de la Institutul Teologic Baptist din București. Mă bucur mult să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, după lupte seculare care cred că au durat doar un an, dar am primit cu foarte mare bucurie invitația pe care fratele Pastor Neluțu ne mi-a făcut-o să fiu împreună cu dumneavoastră după ce. Am avut, după cum spunea și fratele Daniel, președintele comunității regionale de Suceava, am avut bucuria la comunitate să discutăm cu cei patru frați pe care biserica dorește să îi pună deoparte pentru slujire. Bucuria îmi este dublată de faptul că echipa pastorală pe care o prețuiesc, că sunt nu doar colegi, ci și prieteni și mă bucur mult de modul în care Domnul v-a folosit până acum și mă rog ca El să continue să vă folosească în această zonă a capitalei și prin lucrarea, prin viziunea pe care o aveți în multe colțuri ale țării și de fapt ale um, Europei. Și Domnul să vă ajute mai departe să vă dea rod și spor în această frumoasă lucrare pe care o faceți. Um, pasajul acesta ne redă o istorisire pe care uh, evangelistul o povestește de două ori. Uh, lucru care înseamnă că pentru Marcu e foarte importantă istorisirea aceasta. O singură dată ar fi fost suficient să ne spună că Domnul poate mulți pâinile și peștii. Într-o evanghelie așa de strânsă, de, de, restrânsă, de scurtă, cu siguranță istorisirea aceasta are un mesaj extrem de important. Marcu plasează istorisirea într-un loc pustiu, după cum odinioară, în timpul lui Moise, Israeliții au fost hrăniți, au primit mană, tot într-un loc pustiu așadar. Iisus îi vede pe cei care veneau după ei, după el și după ucenici, ca o turmă fără păstor. În Cartea Numeri îl vedem pe Moise care se roagă ca Dumnezeu să trimită un lider așa cum era el. Iar în Ezechiel, capitolul 34, Dumnezeu promite să trimită un rege ca David care să hrănească oile lui. Iisus îi împarte pe oameni în grupuri, după cum a făcut și Moise. Marcu așadar vrea să ne convingă, să ne arate că Iisus este Mesia cel îndelung așteptat și promis. Aceste detalii cu conotații mesianice au exact scopul acesta. Iisus este Mesia. În dimineața aceasta însă, având în vedere și prilejul special al bisericii, și anume ordinarea celor doi frați, vă invit însă să ne uităm la câteva detalii care sunt într-un fel adiacente acestei teme mai mari, importante a pasajului nostru. Și anume să vedem modul în care Domnul Iisus Hristos face o minune prin care vrea să ne încurajeze să căutăm și noi ca Dumnezeu să facă lucrări mari. Să căutăm și noi ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea în care noi suntem implicați. Ce ne trebuie ca Dumnezeu să binecuvinteze într-un mod extraordinar lucrarea pe care noi o facem? Foarte interesant. Ne trebuie Orientare pe teren. Domnul Iisus Hristos când îi aude pe ucenici că le dă soluția hrănirii oamenilor care erau acolo și să i asculte, Domnul Iisus le spune: Nu, 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 dați-le voi să mănânce. Și ucenicii au răspuns: Să mergem noi să cumpărăm pâini și să le dăm să mănânce? Și Domnul Iisus le răspunde. Cu o întrebare. Câte pâine aveți? Duceți-vă de vedeți. Foarte interesant și, de fapt, foarte important lucrul acesta. Avem o lucrare de făcut, spune uh, Domnul Isus. Dar trebuie să mergeți să vedeți care este situația. Ucenicii nu prea doreau să meargă să vadă. Pentru că ei știau, erau cu Domnul Isus. Tiparul era cunoscut. Funcționase până atunci. Domnul urma să facă o minune. Trebuia să se întâmple ceva. Doamne, ăsta e tiparul. Suntem cu tine, e clar. Avem soluția, că am mai aplicat-o. Dar Domnul Iisus zice, nu, nu, nu. Mai întâi mergeți să vedeți câți oameni sunt, ce resurse avem, ce provocări putem întâmpina. Vă duceți, vă uitați, apoi vă întoarceți și discutăm modul în care vom implementa tot ceea ce hotărâm să facem. Și ucenicilor le-a fost greu să meargă să vadă, să se orienteze uh, în teren. Îl vedem că le-a fost greu și după ce Domnul Isus a îndălțat. Uh, domnului dă lui Petru o vedenie prin care îi arată că Dumnezeu a schimbat paradigma, modelul de lucru. Îi, uh, îi spune lui Petru să mănânce din ceea ce Petru știa că este necurat, că nu se poate atinge de lucrul acela, de animale necurate. Era ceva diferit de ceea ce Petru știa. Mântuirea, știa Petru, este exclusiv pentru evrei. Cum să mănânce el din dobitoace necurate? Cum ar putea Dumnezeu să curețe dobitoace care altădată erau necurate? Și iată că Dumnezeu îi spune, ei, am schimbat modelul, s-a schimbat paradigma. Toți au acces la mântuire, nu doar evrei. Și atunci Petru a înțeles că Dumnezeu a făcut ceva nou. Și Petru și-a schimbat opinia, și-a schimbat, de fapt, și slujirea. El a înțeles lucrul acela, a acționat, dar a început să aibă probleme cu frații. Frații l-au luat la dojană, l-au certat. Dacă vă veți uita în fapte, capitolul 11, vedem că Petru trebuie să-și îndreptățească purtarea. În versetul 18. zice: face un comentariu. Luca e, e savuros. El zice: După ce au auzit frații aceste lucruri, auziți, sau potolit. E, erau foarte porniți. Că ei știau că Dumnezeu lucrează într-un anumit loc mod. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis. Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viață. Au mers, au înțeles că Dumnezeu făcea ceva nou. Noi trebuie să mergem pe teren. Duceți-vă spune Domnul Iisus. Devedeți. Înțelegeți care sunt provocările. Înțelegeți. Care este nevoia? Pe cine putem conta? Câte persoane putem implica în lucrare? Uitați-vă la zona în care sunteți. Ce nevoi sunt? Aș începe prin a merge toți, a ne trimite pe toți sau a merge împreună să ne uităm la calendar. Duceți-vă de vedeți. Biserica lui Hristos din 2024 trebuie să se uite în calendar și să remarce faptul că nu mai este secolul I, nu mai este nici secolul II, nu mai este nici 1609 când au apărut baptiștii. Nu mai este nici secolul 20, 1980 sau 1990 sau 2000 când noi am primit credința. Nu mai este data aceea. S-a schimbat. Trebuie să ne ducem nu doar la calendar, să ne uităm și în jur. Bucureștiul nu este ca Jacul, după cum Constanța nu este ca Aradul. Să mergem și să vedem, să înțelegem care sunt provocările pe care le avem astăzi. Să înțelegem că generația noastră are de-a face cu cele mai mari schimbări pe care le-a văzut vreodată istoria omenirii. Nicio altă generație nu a trecut prin atâtea schimbări tehnologice și sociale după cum am experimentat noi. Amintiți-vă uh, că acum vreo 30 de ani, ca să putem suna undeva într-un capăt de țară, trebuia să sunăm nu cu o zi înainte, dar măcar cu o oră înainte. Să rugăm un vecin care era cam singurul pe uliță sau uneori într-un întru un sat să anunțe neamul nostru că. Trebuia să-i dăm o veste proastă, a murit o rudă. Uh, au fost și vremuri dintre acelea, dar astăzi avem uh, și computerul, și biblioteca, și televizorul, uh, și caseta audio, și video, totul este într-un device atât de mic, într-un telefon. Generația noastră trece prin schimbări extraordinare și trebuie să înțelegem, să citim, să înțelegem vremurile. Duceți-vă de vedeți și faceți o strategie. Și asta s-a întâmplat. Ucenicii s-au dus, s-au întors și Domnul le-a zis, ok, pe ce contăm? Ce resurse avem? Păi, Doamne, avem cinci pâini și doi pești. Bun, uh, suntem ca mulți. Bun, și atunci Domnul Iisus zice, ia, împărțiți-vă, împărțiți, împărțiți pe oameni. Și au împărțit și apoi Domnul a făcut lucrarea. Ce ne trebuie ca lucrarea noastră să fie binecuvântată de Dumnezeu? Trebuie să mergem și să vedem, să ne orientăm. Ce ne mai trebuie? Versetul 37 din pasajul nostru spune extraordinar, Domnul Iisus din nou le zice, dați-le voi să mănânce. Dar ei au spus, Doamne, să mergem să cumpărăm pâini cu 200 de lei și să le dăm să mănânce. Ucenicii au făcut deja o estimare și au înțeles că le trebuie vreo 200 de dinari să cumpere pâine. Sunt unele traduceri în limba engleză care dau perioada ce ar fi trebuit să fie petrecută muncind de, de cineva ca să cumpere câtă pâine era nevoie să împartă la oameni. După ce Domnul îi trimite, ei se întorc și spun, Doamne, avem cinci pâini și doi pești. Și îi vezi că sunt descumpăniți, s -s -s sunt întristați. Doamne, e un popor așa de numeros aici și noi avem doar cinci pâini și doi pești. Doamne, e clar că este insuficient. Doamne, nu putem să hrănim toată mulțimea asta cu cinci pâini și doi pești. Doamne, este insuficient. Dar uitați-vă la Domnul Isus care face un lucru extraordinar. Când îi vede pe ucenici că au înțeles Că este insuficient ceea ce ei au. Domnul Isus ia puținul acela, ia insuficientul acela și îl înmulțește. Până nu înțelegem că noi înșine suntem insuficienți pentru lucrarea la care am fost chemați, până când nu suntem mulțumitori Domnului pentru puținul pe care îl avem. Domnul nu va înmulți acel insuficient, acel puțin, pentru ca să ajungă abundent, mai mult decât abundent. Pentru că asta s-a întâmplat. Domnul a luat ce era insuficient și în mâna lui insuficientul a devenit abundență. Și Domnul poate și vrea să facă lucrul acesta și cu ce ai tu. Și cu puținul din desaga vieții tale. Doamne, știu că nu sunt predicator ca Billy Graham, că nu sunt administrator ca Moise, că nu sunt vizionar ca Martin Luther, că nu sunt mare învățător ca Apostolul Pavel. Dar îți aduc puținul meu, darul meu și te rog ca tu să-l înmulțești. Domnul poate să facă așa de mult cu puținul nostru. Dacă înțelegem că suntem insuficienți. Cinci pâini și doi pești. Aduși, auziți, de cineva care nici măcar nu fusese numărat. Că dacă ne uităm în ultimul verset al pasajului nostru, vedem că Marcu face o estimare a celor prezenți, dar de fapt doar a bărbaților. De obicei, oamenii Noului Testament ne spun că trebuie să mulțim cam cu trei să ne dăm seama de cifra estimativă. Auziți, 5.000 de bărbați. Dar cine a adus pâinile și peștișorii? Un copil. Un copil care nici măcar nu fusese luat în calcul la numărătoare. Nu fusese văzut de ucenici. Nu fusese luat în calcul. Nu te întrista dacă nu ești printre cei numărați, dacă nu ești printre cei văzuți, dacă nu ești printre cei numiți. Pentru că atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva mare, important, El începe să se uite prin locuri în care nu se uită nimeni. Pe David îl ia de pe câmpie. Era păstoraș. Saul se ascundea după blide, după vase. Dumnezeu îl ridică pe Ieremia, care nici măcar nu își putea imagina și refuza să creadă că Dumnezeu îl cheamă tocmai pe el un copilandru. Așa lucrează Dumnezeu. Îi vrea pe cei care să văd pe ei înșiși mici. Și știți care e problema? Când începem să fim numărați, când începem să fim văzuți, când începi să fii numit, se subțiază mult calea pe care trebuie să umbli. E o potecă așa de îngustă încât oricând poți aluneca spre a crede că ești suficient și apoi căderea să-ți fie fatală. Dar trebuie să venim la Domnul cu insuficientul nostru. Și știți care este vestea extraordinară? Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi câte ceva. Și uitându-ne la alții, ne gândim că e așa de puțin ce avem noi, că Dumnezeu nu se poate folosi și îi ia numai pe aia pe care îi vedem, care ți numărați. Dar în dimineața asta aș vrea să te încurajez să cotrobăi prin desaga vieții tale și să iei toate darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, chiar dacă ți se par a fi neînsemnate. Pentru că puținul tău în mâna Domnului poate să fie înmulțit, să ajungă abundent. Și Dumnezeu poate să facă lucruri mari cu puținul tău. Cu telefonul pe care îl poți da pentru că ai ieșit la pensie și ai vreme multă, și poți suna pe cei care sunt singuri cu vizitele tale, poți încuraja pe oameni poate ce nu-ți văzuți și nu-ți vizitați de nimeni altcineva. Și, și vorba ta bună poate să ajute pe cineva într-un moment, poate ridica pe cineva care este în pragul disperării. Puținul nostru în mâna Domnului devine abundent. Ce ne trebuie ca Domnul să binecuvinteze lucrarea pe care ne-a încredințat-o, pe care trebuie să o facem? Orientare în teren, ne trebuie recunoașterea insuficienței personale și invitarea ca Domnul să înmulțească puținul nostru. Ne mai trebuie frângere. Marco este foarte grăbit ca povestitor. Veți remarca, sau poate ați remarca deja, că folosește des cuvântul îndată. Numai că în această istorisire ne trebuie o abordare ardelenească. Slow motion. Adică așa, mai, mai încetucu. Mai, mai încetucu pentru că e important să vedem ce s-a întâmplat. Uitați-vă, ucenicii se duc pe teren, găsesc resursele așa de puține, cinci pâini și doi pești. Și Marcu ne spune, le aduc la Domnul Isus. Domnul Iisus le binecuvintează și apoi începe să le împartă. Și le împart și așa de multe sunt încât mănâncă. Și mănâncă 5.000 de bărbați flămânzi plus probabil încă 10.000 de femei și copii toată mulțimea mănâncă. Este, este, grozav. Dar aici ne trebuie o abordare al Nu, no, no, stați un pic, stați un pic. Deci Domnul Iisus a primit cinci pâini și doi pești, auziți, le-a frânt și apoi a început să le împartă. Auziți, belșugul, binecuvântarea, a fost adusă de frângere. Miracolul a fost produs prin frângere. Până Domnul nu le-a frânt, până nu le-a rupt, până nu le-a frânt, nu s-a omulțit. Nu s-a omulțit. Și noi, tocmai de frângere, fugim cel mai mult. Frângerea... Poate veni prin boală, poate veni prin pierderea de lucruri, de persoane. E greu când frângerea vine tocmai prin oamenii pe care îi slujești, pe care i-ai susținut, pe care i-ai încurajat. Și asta ni se întâmplă în lucrare, fraților și surorilor, dar e o lecție pe care trebuie să o învățăm. E așa de ușor, ne ducem cu inima deschisă, entuziastă, să facem lucrare, să facem slujire și ne putem lovi de un zid mare și gros de indiferență. Problema este că mai devreme sau mai târziu ajungem acolo în vară singuri, apăsați cu inima sângerândă. Dar în dimineața asta aș vrea să vă spun, în mod special celor doi frați și, de fapt, fiecăruia dintre noi care suntem ucenicii Domnului Isus, că toți suntem trimiși să facem lucrare. Altă cale nu este. În lucrarea Domnului, indiferent de rolul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat, dacă ne așteptăm doar la petale roz, la mulțumiri necontenite, la reflectoare, la aplauze, la înălțări, am greșit domeniul. Și eu cred că, uitându-mă la modul în care noi, ca societate, ne îndreptăm, frângerea va veni tot mai des, pentru că suntem din ce în ce mai um, sofisticați, am devenit toți uh, cunoscători a toate și ne ajută Google-ul, uh, punem întrebarea și suntem experți în orice domeniu. Nu ne prea place să ni se spună că ceva nu este bine, că trebuie corectat. Nu, ni se place, nu ne place să fim dojeniți, nu ne place autoritatea și asta este una dintre caracteristicile postmodernității. Și unii sociologi spun că deja am trecut de asta, suntem la, la altceva. Lucrurile, din punctul acesta de vedere, se înmulțesc ca potențiale surse de frângere pentru noi. Dar auziți, altă cale nu este. Uitați-vă la apostolul Pavel. Apostolul Pavel a fost frânt din nou și din nou. Fie de ce îi se întâmpla pentru că făceau cei care erau în afara bisericii, fie de ce îi se întâmpla de către pentru că făceau diferite lucruri cei care erau în biserică și pe care de fapt îi slujea. Dar dacă aducem puținul nostru la Domnul, și ne ținem strâns legați de El, frângerea noastră va fi folosită de Domnul ca să aducem mai multă roadă. Strugurele pentru a produce must trebuie mai întâi să fie zdrobit. Și acesta este modul în care Dumnezeu lucrează. Oamenii mari ai Scripturii pe care Dumnezeu i-a folosit au fost frânți pe măsura impactului pe care l-au avut. Înainte ca Avram să devină tatăl multor națiuni, el și Sara n-au avut copii. Înainte de a fi premierul Egiptului, Iosif a fost vândut ca sclav și a stat în închisoare pe nedrept. Înainte ca moșia lui Iov să fie dublată, el a pierdut tot ce avea, inclusiv familia. Înainte ca Moise să scoată pe Israel din Egipt, el era un fugar, a fost fugar de timp de 40 de ani. Înainte ca Samson să-i zdrobească pe filisteni, el a întâlnit-o pe Dalila. Înainte ca David să fie un rege, el a fost un simplu ciobănaș. Înainte ca 3000 de suflete să fie salvate în urma unei singure predici, Petru s-a lepădat de Mântuitorul de trei ori. Nu fugi de frângere. Nu abandona din cauza frângerii. Dacă frângerea vine, Înseamnă că Dumnezeu te pregătește pentru lucruri mai mari. Înseamnă că Dumnezeu te vrea într-o fază nouă, o treaptă mai înaltă a lucrării sale. Și nu putem încheia lista cu ingredientele necesare pentru ca lucrarea noastră să fie binecuvântată de Domnul, fără să menționăm, poate, ingredientul cel mai important, și anume Dragostea versetul 34, um, Marcu face acest comentariu pe care îl fac și alți evangeliști. Când a ieșit Iisus din corabie, el a văzut mult norod, i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Comentariul acesta um, mă mișcă ori de câte ori îl citesc în contextele în care el uh, apare. Mai -am amintesc de Domnul Iisus Hristos care mergea în drum spre Ierusalim să fie răstignit. Urma să mântuie lumea, să facă lucrarea pe care tatăl i-a încredințat-o. Avea o treabă așa de importantă, cel mai important lucru pe care l-a văzut omenirea asta. Și mergând pe drumul spre Golgota, Domnul Iisus aude un amărât care strigă. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și Domnul Iisus care mergea să producă mântuirea omenirii căzute, se oprește. Pentru că a auzit glasul acelui om sărman, al lui Bartimeu, care avea nevoie de întâlnirea cu Domnul Isus. Apoi Domnul Isus atinge un lepros, deși nimeni nu avea voie să facă lucrul acesta. E împreună cu Marta și cu Maria, în fața mormântului în care era pus Lazar știa că urma să-l aducă înapoi la viață. Dar e acolo și Isus plânge pentru că simte durerea prietenilor lui, pentru că a simțit durerea noastră. Isus i-a iubit pe oameni. Isus ne iubește pe noi, pe oameni. Isus a fost și este plin de compasiune pentru noi. Isus îi vede pe oameni ca pe niște persoane cu sentimente, cu nevoi, cu poveri și îi pasă de ei. Noi trebuie să învățăm lucrul acesta și deseori, prin natura noastră, prin modul în care noi suntem formatați, nu avem resursele interioare, dar vestea bună este că dragostea lui Dumnezeu este turnată, ne spune Scriptura, în inimile noastre prin Duhul sau cel Sfânt. Și dragii mei, ar trebui să cerem Domnului dragoste. Amin? Și ne trebuie dragoste nu numai nouă, păstorilor, să vă iubim pe dumneavoastră. Unii sunteți mai ușor de iubit, alții sunteți mai greu de iubit. Așa suntem și noi, slujitorii. Unii mai ușor de iubit, alții mai greu de iubit. Sau uneori mai ușor de iubit, alteori mai greu de iubit. Dar nu avem ce căuta în lucrarea Domnului și, de fapt, dacă ne lăudăm că suntem ucenici Domnului, dar nu avem dragoste, e o pretenție fără nicio bază. Nu este bazată pe realitate. Pentru că Domnul Isus ne-a spus clar: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa va ști lumea că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Dar mai ales, în slujba asta, dacă nu iubim pe oameni, dacă nu iubim pe cei mici și pe cei mari, de fapt, toți suntem la fel pe cei săraci și pe cei bogați, pe cei educați, pe cei mai puțin educați, pe cei care sunt de treabă, pe cei care sunt mai puțin de treabă, pe cei care ne încurajează, pe cei care ne-au luat drept țintă, dacă nu iubim pe toți aceștia, nu avem ce căuta în slujba aceasta. Predicarea ne validează în lucrarea, dar dragostea ne înnobilează și ne face să fim mai aproape de modelul Domnului Isus Hristos. Dacă n-ai dragoste, cere-o de la Domnul și El îți va umple inima de ea. Un mă întreabă studenții așa timid cam ce ar trebui să facă ei să pregătească să fie eficienți în lucrarea pastorală. Și unii dintre ei mă gândesc, îi văd așa destul de sigur că vor primi un răspuns, bă, fii predicator ca Billy Graham. Ia textul, frământă în greacă dacă e în Nou Testament, în ebraică dacă e în Vechiul Testament, citește comentarii um, și vină cu lucruri grele și foarte profunde, mai aruncă o expresie în latină și e gata, e treaba, tot tacâmul e acolo. Dar, de fapt, răspunsul meu este invariabil. Dacă vrei să fii un slujitor eficient, trebuie să iubești pe oameni. Pentru că totul începe cu dragostea. Și noi, Biserica lui Hristos, trebuie să fim o comunitate care iubește. O comunitate care experimentează dragostea în relațiile dintre ei, dintre cei care sunt partea comunității și, de asemenea, o comunitate de oameni care iubește pe orice om care e în jur și care are nevoie de harul lui Dumnezeu. Lucrarea noastră este binecuvântată de Domnul prin orientarea pe care ne -o, ne o facem în teren, să înțelegem vremurile, să citim, să înțelegem lucrurile care se întâmplă în jurul nostru pentru a putea adresa nevoile și provocările pe care societatea la un moment dat le are, și momentul dat nou este acesta al secolului 21. Ne trebuie să ne amintim că noi avem puțin, dar să luăm puținul ăsta și să-l aducem la Domnul. Și insuficientul nostru va fi înmulțit în mâna Domnului până va deveni abundent. Ne trebuie să înțelegem că frângerea ne prinde bine. Că atunci când ne vedem noi mari, Dumnezeu nu are loc și este El mic. Și când se întâmplă lucrul ăsta, Domnul vine și mai rupe câte puțin din noi, ne mai frânge, dar să nu fim întristați. Pentru că acolo unde frânge Domnul, acolo vine lucrarea mare pe care Dumnezeu vrea să o facă cu noi. Și apoi, Doamne, te rugăm să umpli inimile noastre de dragostea Ta. Amin? Dragoste pentru frați și pentru surori și dragoste pentru păcătoși și dragoste de Domnul. Amin.